Bună tuturor, Cătălina sunt, iar voi urmăriți Loving Podcast. Astăzi ne aflăm în cabinetul psihoterapeutului Mădălina Țiriac, iar ea ne va ghida în ceea ce înseamnă comunicarea în relația de cuplu, pentru că de cele mai multe ori comunicarea mai mult ne încurcă decât ne ajută în momentul în care vrem să avem o relație sănătoasă. De aceea astăzi învățăm cum să comunicăm eficient în cuplu pentru a avea relația de cuplu fericită pe care ne-o dorim. Mădălina, îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a participa la acest proiect și îți mulțumesc că ești aici să ne împărtășești din cunoștințele tale. Eu mă bucur tare că ai venit și că te-ai gândit să facem împreună momentul ăsta. Ce este comunicarea asta în cuplu? Pentru că noi comunicăm cu toți oamenii, ăsta e mijlocul prin care noi transmitem ce intenții avem. Dar în cuplu este mai mult de atât. Cred că este și momentul acela în care ne conectăm sau ne deconectăm unul de celălalt. Adică comunicarea fie ne încurcă, fie ne ajută, depinde de noi. Exact, mă gândeam că suntem atât de norocoși că avem acest instrument, știi? Uh-huh. Că putem să vorbim, că putem să folosim cuvinte și că teoretic ar fi simplu să ne facem viața ușoară, să ne cunoaștem mai bine, dar în practică uneori ne încurcă de-a binelea și apar piedici tocmai pentru că poate nu folosim cuvintele potrivite, uh-huh, momentul potrivit, tonul potrivit. De e foarte drăguț la începutul unei relații, că practic asta este modalitatea prin care arăți cuiva că îți place, mm-hmm, prin care descoperi despre el, afli informații, corect, știi ce îi place, știi ce îl deranjează, te arăți pe tine, nu povestești despre tine. Foarte drăguț la începutul relației, pentru că avem multe de spus, noi despre noi înșine, nu? Bun, după ce ne cunoaștem puțin mai bine și aburii ăia îndrăgostelii s-au dus, s-au ridicat, și ajungem puțin mai profund, atunci comunicarea poate să ne încurce, pentru că vedem că poate am făcut un compromis, că poate n-am fost suficient de atenți și de aceea spun că în momentul ăla devine important ce spunem, cum spunem, să fim un pic mai atenți la modul în care reacționează partenerul nostru ca să nu ne încurce. Dar cum ai zis tu că la începutul relației comunicăm astfel încât celălalt să primească informații despre noi și noi despre el. E bine ca la începutul relației să spunem foarte multe despre noi, adică nu se poate ca într-un moment de ceartă el sau ea să folosească ce am spus împotriva noastră. A, mai știu eu că în relațiile trecute ai făcut asta și asta și asta și îmi vorbeai despre fostul sau despre fostă. Sau... Da, există și riscul ăsta. Și să se întâmple și să nu se întâmple. Acum, na, relația este un organism viu și ea funcționează în raport cu partenerii și cu nivelul de dezvoltare emoțional al fiecăruia. Până la urmă, dacă tu ești ok cu tine, dacă ești în armonie, dacă ești împăcat cu trecutul tău și da, poate au fost lucruri care îți plac mai puțin sau de care poate ești mai puțin mândru, e importantă atitudinea ta și raportul tău. Și da, dacă partenerul la un moment dat îți va reproșa, ai atunci posibilitatea să alegi ce faci. Mi se pare așa o dovadă de vulnerabilitate frumoasă să poți să spui despre tine asumat și fără să te gândești că s-ar putea ca la un moment dat partenerul să profite sau să-ți reproșeze. Și la urma urmei, dacă îți dai seama că el sau ea profită de ceea ce ai spus tu la început, deja îți dai seama despre persoana pe care ai în fața ta și poți să faci alegerea corectă. Da. Vreau să fiu cu persoana asta sau nu vreau să fiu. Doar că noi, se întâmplă ca de multe ori, cumva să ne ducem în atitudinea aceea, trebuie să-i demonstrez că nu sunt așa și că nu o să mai fac așa și cred că aici e problema. Asta tot din o stimă de sine scăzută. Nu? Da, dacă și din cauza, nu știu, tiparelor dezvoltate în copilărie, pentru că da, vreau să arăt că sunt bun, vreau să arăt că merit, vreau să arăt că să-mi acorde și o altă șansă, vreau să arăt că pot să schimb lucrurile. Când noi acolo trebuie să luăm decizia și cu cât se întâmplă mai repede, cu atât mai ușor putem să luăm și să ne hotărâm cum facem mai departe. Cum știm că avem o comunicare sănătoasă care să ne ajute sau din potrivă în cuplu avem o comunicare deficitară care mai mult ne îndepărtează unul de celălalt? După felul în care ne simțim văzuți, auziți, înțeleși, în momentul în care îmi dau seama că partenerului îi pasă de binele meu, îmi pune întrebări, este curios, vrea să se conecteze cu mine, face lucrurile în așa fel încât eu să mă pot deschide și nu să mă simt judecat. Și trebuie să am în minte motivul pentru care eu vreau să vorbesc. Vreau să duc relația la nivelul următor, vreau să cunosc mai bine partenerul meu, vreau să existe mai multă deschidere între noi sau vreau doar să îl pedepsesc, vreau să-i fac reproșuri, vreau să îi pasez lui responsabilitatea relației noastre. Știi, în momentul în care îmi asum că eu decid ce se întâmplă în relația mea și nu aștept ca o forță exterioară să vină și să-mi rezolve problemele sau să îi le pun în brațe partenerului.
Dar de multe ori, în momentul în care ne apasă ceva, știu, avem o frustrare sau ne deranjează ceva la partener sau la relație, cumva ne ducem în zona în care să atacăm și facem totul să fie foarte personal și doar despre noi și el este cel defect sau cea defectă. Cum facem în perioada asta? Adică să nu ajungem să îl facem pe celălalt să se simtă atacat, adică cum comunicăm să nu îl închidem, ci pur și simplu să se deschidă și să fie, știu eu, dornic să disece problema. Ar fi util să vorbim despre noi. Da, este ușor să dau vina pe celălalt, dar ca el să mă audă, să mă asculte, să înțeleagă, să ajungă mesajul la el, e important să vorbesc despre mine, despre cum mă simt eu, despre felul în care reacția sau atitudinea sau ceea ce a spus el mă face să simt, despre dacă ajung să mă cunosc mai bine, o să știu și să îi spun de unde vin sau de unde se inflamează aceste butoane pe care el mi le apasă, despre trecutul meu, despre copilăria mea, despre asocierile pe care le fac între el și probabil unul dintre părinți. Dar asta este eficient, să spun despre mine, nu să spun și nu să fac reproșuri. Și să nu-l fac pe el să creadă că la el e problema, că el e problema, da, din cauza nu funcționează. Exact, pentru că e posibil să nu știe ce te-a deranjat, să nu înțeleagă de ce te-a deranjat, să se simtă criticat, să se simtă judecat și atunci fiecare dintre noi ne închidem când suntem acuzați și poate uneori considerăm că suntem nedreptățiți. Ca să dăm și un exemplu să înțeleagă cei care ne urmăresc mai clar, să zicem că pe ea o deranjează faptul că el petrece foarte mult timp cu prietenii și în loc să îi spună că se simte singură sau că ar vrea să petreacă mai mult timp împreună sau că e dor de el, pur și simplu începe cu acuze. Tot timpul stai numai cu băieții, m-am săturat să vin tot timpul să fiu singură acasă, nu-ți pasă de mine și așa mai departe. Da. Adică în loc să faci acuzele acestea, mai bine spui despre felul în care tu te simți. Că mi-e dor de tine, că îmi place să petrecem timp împreună, că mă faci fericită și când pleci, nu știu, îți duc dorul sau chestii de genul, nu? Da, dar femeile consideră că sunt vulnerabile dacă spun asta. Și atunci, cred că cumva și pentru că vedem în jur, tu niciodată nu faci, tu de fiecare dată mă lași singură. Mi se pare, cum ai zis mai devreme, că dacă îi spun că îmi lipsește și că mi este dor, o să profite de lucrurile astea, în loc să aflu de ce pleacă el atât de mult de acasă, ce se întâmplă în relația noastră și cum aș putea să schimb lucrurile. Și da, poți să faci asta întrebând, punând întrebări, dorindu-ți să-l descoperi pe celălalt, conectându-te cu el. Și ce vreau să spun este că nu există niciodată, întotdeauna sau de fiecare dată. Și uite, mă gândeam la un exercițiu acum când mi-ai spus că de fiecare dată vezi că și eu folosesc, atunci când spune niciodată nu faci, da, ok, niciodată nu asculți ceea ce-ți spun, găsește 10 momente în care partenerul te-a ascultat, te-a auzit, te-a validat. Când spui tu de fiecare dată când eu vorbesc cu tine, pleci din cameră, găsește 10 momente în care el a stat și a împărtășit și a fost atent la tine. Și atunci o să vezi că nu poți să mai spui niciodată și de fiecare dată, dar întreabă-l, arată-i, spune cum te face să te simți faptul că pleacă foarte des de acasă. În al doilea rând, este decizia ta dacă accepti sau dacă vrei să pleci. Oamenii ne arată foarte ușor poziția lor în relație, doar că noi nu vrem să vedem. Noi nu vrem să auzim când ne spun ok, dar nu sunt pregătit să te prezint prietenilor nici după 6 luni de relație. Ok, indisponibilitate emoțională sau nu te ia în serios. Acolo avem posibilitatea de a alege, dar în loc să alegem, mai bine stăm și reproșăm partenerului că el ne face nefericit. Da, sau dimpotrivă, în loc să punem întrebările care să ne dea răspunsuri, noi pur și simplu de multe ori ne pripim și tragem concluziile doar prin prisma ceea ce am trăit noi până atunci. Da. Pentru că, uite, dacă nu te-a prezentat 6 luni, poate că, știu eu, în trecut a avut relații în care s-a grăbit și a ajuns la concluzia că a făcut o greșeală și acum poate și-a mai mult timp să-și dea seama dacă eu sunt exact ceea ce are el nevoie, să nu ajungă din nou să mă prezinte la toată familia ca apoi după o lună să ne despărțim. Adică e important, cred că, să-l și întrebăm pe celălalt care e motivul pentru care face acțiunile respective. Și în cele din urmă, dacă într-adevăr se pupă cu ce vrem noi... Întrebându-l îl cunoaștem, dar știi că spuneam mai devreme că e important să mă cunosc și eu pe mine și să știu ce nevoie am și ce-mi doresc de la o relație. Dacă pentru mine e important ca partenerul meu să mă prezinte în prima lună, în a doua, în a cincea, în funcție de reperele mele,
Da, trebuie să știu ce vreau. Dacă nu știu ce vreau, n-am de unde să știu ce să cer. Dar apropo de cerut, sunt oameni care în momentul în care își pun nevoile pe masă, adică eu, Cătălina, am nevoie ca în relație de cuplu să mă simt în siguranță, am nevoie de o relație monogamă și așa mai departe. Am senzația că în momentul în care pun pe masă nevoile mele, cumva partenerul o să le facă în mod robotic, să zic așa. Pentru că eu i-am spus că nu mai vin natural. E important să lăsăm pe el să ghicească nevoile noastre sau e important? Pentru că mulți așa facem. Dacă suntem într-o relație, dacă ne iubește, trebuie să știe care îmi sunt nevoile și să vină în întâmpinarea lor. Corect este să discutăm despre ce nevoie avem, despre ce avem nevoie să ne simțim ok în relație de cuplu. E drăguț așa, undeva pe la 16 ani. Da. Să ne dorim să ne fie interpretate gândurile, da, sau să intuiască ceilalți mai mult decât noi, dar când ne maturizăm și rațional și emoțional, sau o dovadă a maturizării noastre emoționale este când ne asumăm responsabilitatea și când nu mai avem așteptarea ca alții să ne intuiască, să ne ghicească, să creadă, să așa bănuiască. Și noi suntem, ne răzgândim și ne sucim destul de des și poate că nu vrem astăzi ceva și mâine altceva. Să vrem ca partenerul să facă asta, efectiv punem în brațele lui și pe umerii lui responsabilitatea. Știi? E ca și când, ok, nu știu eu foarte bine, dar lasă că mai bine știi tu. Dar cum? Mm-hmm. Da, ți-am spus de atâtea ori, dar cum? Nu mă cunoști atât suficient de bine? Nu, nici noi nu citim gândurile. Și aud de multe ori replica, dar nu te-ai gândit că m-aș supăra? Nu m-am gândit, că n-am știut că asta te supără. Dacă mi-ai fi spus în timp util, n-aș fi făcut asta. Exact. Da. În momentul în care apare o frustrare, o neliniște, știu, se adună ceva în relație de cuplu, ne apasă ceva, e important să-i spunem în momentul în care ne deranjează lucrul respectiv partenerului sau să așteptăm să se așeze lucrurile, să nu îi spunem atunci și să vedem cum se comportă el sau dacă și-a dat seama că a greșit sau nu? Cred că aici depinde de termostatul interior al fiecăruia, știi? Că de cât de bine te cunoști, de cât de bine îți cunoști emoțiile. Sunt situații și situații, poate depinde de context, de cadrul în care ești, de cât de importantă este discuția și subiectul respectiv. Eu cred că ar trebui spus în momentul în care ne-am liniștit un pic, în care nu mai suntem atât de inflamați emoțional, în care rațiunea noastră poate să discearnă și să nu vorbim doar din emoție, pentru că în felul ăla putem întâi să ne gândim, ok, ce m-a deranjat? Este ceva ce a făcut el sau este ceva ce eu am perceput diferit? Rațional am motive să mă supăr? Este doar o îmbufnare de-a mea? Este doar o modalitate de a-l pedepsi? Și ce, știi că dacă suntem amândoi inflamați, discuția nu o să aibă niciun rezultat sănătos. O să ne certăm și o să ajungem în același punct și nu o să facem decât să ne reproșăm. Așa că mai bine respirăm de câteva ori, așteptăm să ne vină mintea. Știi cum spunem câteodată că mi s-a întunecat privirea și că nu mai pot să gândesc pentru că sunt foarte, foarte supărat. Așteaptă să-ți revină, știi, cortexul prefrontal să începe să funcționeze și să poată să te ajute să iei decizii raționale și când spui ceea ce spui să fie dintr-un spațiu cumva neutru, nu neapărat de acuzare și de supărare. Dar de multe ori se întâmplă și, adică sunt oameni care înmagazinează foarte multe frustrări, nu le scot la suprafață pentru că știu eu, nu vor să fie vulnerabile sau habar n-am, iar în momentul în care s-au adunat suficiente, încep să reproșeze omului din fața lor tot ce a făcut greșit de la începutul relației până în punctul prezent. Dar e ok să faci asta? Sau... Și de obicei se întâmplă dintr-un motiv mărunt când izbucnește. Pentru că, da, oamenii care n-au suficient de multă încredere în ei, care poate în copilărie n-au fost auziți, văzuți, ceea ce își doreau ei, nevoile lor nu erau suficient de importante, tu ești mic și nu te pricepi. Exact. Ei au învățat ca adulți să trăiască așa și să nu spună, să nu-și manifeste nemulțumirile, să nu spună ce-și doresc sau ce-a deranjat. Și totuși se acumulează și apoi frustrarea aia se transformă în furie și nu mai aleg momentul potrivit și felul potrivit și constructiv în care să povestească ce au de povestit. Și da, este cu furie. Adică important este să ne calmăm pe moment, să nu venim dintr-un spațiu de acuză, dar nici să nu lași să se adune foarte multe lucruri pe care tu nu le-ai comunicat și ai fi vrut să o faci. Da. Să nu ajungi să te desparți pentru că, nu știu, a lăsat farfuria pe masă nespălată. Și pentru că nu i-ai spus până atunci, pentru că ți-e teamă că s-ar putea să se supere, s-ar putea să nu te mai iubească, s-ar putea să se îndepărteze de tine sau pentru că, da, ai spus în anumite situații și n-a ținut cont de ceea ce ți-ai dorit. Dar dacă nu spunem,
la momentul potrivit sau cât de cât aproape de evenimentul care s-a întâmplat, exact, asta nu înseamnă că uităm, asta nu înseamnă că ne trece, asta nu înseamnă că a dispărut, ci doar că se acumulează, se magazinează și el va ieși. Mai devreme sau mai târziu, da, tot iese. Da. Ce facem dacă avem un partener sau o parteneră care nu este deschisă să comunice cu noi? Adică eu vreau să-i spun ce mă deranjează, și pur și simplu ori stă pe telefon și se uită pe tavan sau știu eu, ori se întoarce pe călcă și a plecat. Și îmi trântește și ușa noastră. Îi dăm spațiu. Cel puțin o dată de două, de trei dăm spațiu, pentru că poate nu are chef atunci să vorbească. Le întrebăm, ok, ai chef acum, ai timp, vorbim mai târziu, hai să stabilim când vrei tu. Nu e întotdeauna ușor să facem asta, pentru că dacă avem o supărare, o apăsare, nu mai suntem întotdeauna diplomați și raționali. Dar e important să-i respect și celălalt spațiu, pentru că dacă mă duc într-un moment în care el nu este dispus să vorbească, nu obțin niciun rezultat. Doi, dacă se întâmplă și se repetă această situație în care el se refuze să vorbească cu mine, trebuie să mă gândesc de ce. Fie nu e ok cu subiectul ăla, fie e dureros, fie nu găsește soluții, pentru că bărbații sunt nu știu cum să spun, setați pe soluții. În momentul în care tu vii și povestești la job că ai pățit ceva, dacă el n-are soluții, l-ai pierdut. Vezi că nu mai e atent la tine. Ei, s-ar putea să nu aibă soluție la problema ta și să se simtă neputincios și să te evite. Cumva e important să văd de ce mă evită, de ce nu are chef să vorbească cu mine pe subiectul ăla. Dar cum ne alegem momentul zilei în care să comunicăm o problemă care pe noi ne apasă, știu eu, avem noi o neliniște sufletească, discutăm în timpul cinei, discutăm dimineața când ne trezim, discutăm înainte de somn, când discutăm? Eu mă gândesc că să ne alegem un moment special pentru asta, nu când facem altceva, nu știu, când mâncăm sau cum ai spus, să ne stabilim, ok, am ceva de discutat cu tine, când ai timp, cum vii, când vii acasă, când pleci, de unde vii, să ne stabilim asta, că avem cele mai mari șanse. Și gândește, omul se pregătește, are ocazia să vină mai devreme sau mai târziu să evite, da? Dar putem să setăm cadrul ăsta, știi? Dar să facem doar această activitate, nu o suprapunem cu uitatul la un film, cu mâncatul, cu jobul, așa, ochi în ochi, cum ne uităm noi acum, conectate, și nu în timp ce facem altceva, ca să fie acolo atenția. Prezent. Dar dacă există și copii, uite, la asta m-am gândit, când sunt și copii, e ok să comunicăm de față cu copiii lucrurile care ne deranjează sau trebuie să creăm un spațiu în care ei să nu fie prezenți pentru a nu îi afecta? Eu cred că e important să-ți creezi spațiu indiferent, că sunt copii sau, adică n-ar trebui să avem discuții de față cu alte persoane, chiar dacă sunt copii sau chiar dacă sunt adulți, pentru că în felul ăsta poți să te și simți în siguranță, poți să fii autentic fără să te gândești că trebuie să protejezi pe cineva sau să îți respecti tu intimitatea și să nu... Dar în momentul în care părinții se ceartă de față cu copiii, este un lucru bun sau un lucru rău? Copiilor nu le place să-și audă părinții că se ceartă. Nu se simt confortabil și de multe ori consideră că e vina lor. A, deci ar fi indicat să nu îi băgăm pe cei mici în problemele noastre, ci să fim conștienți de faptul că mai devreme sau mai târziu o să-i afecteze pe termen lung. Nu ne dăm seama nici noi, nu-și dau seama nici ei, însă acumulate, da, copiii nu se simt ok atunci. E mai bine să evităm. Sunt persoane care se enervează foarte tare, adică foarte tare și foarte repede, adică acum sunt liniștiți și le-ai zis ceva, bam, le-a sărit capacul în aer. Cum facem cu genul ăsta de persoane? Adică cum trebuie să ne mulăm astfel încât să nu-i supărăm? Trebuie să ne găsim un moment al zilei în care simțim că sunt ok și că nu-i deranjăm foarte tare? Sau pur și simplu trebuie să găsim de ce se enervează omul ăsta atât de repede și dacă nu e ok, plec? Depinde cât ești de tolerant. Și cât de mult ții la relația respectivă. Care este scopul pentru care vrei să faci lucrurile astea? În general e bine că atunci când am o discuție să mă gândesc care este motivul pentru care o am. Vreau să mă apropii mai mult, vreau să cunosc, vreau să descoper, vreau să mă conectez mai mult, să mă simt în siguranță, să văd ce pot să fac pentru partenerul meu astfel încât să se simtă confortabil, să nu îi creez neplăcere. Este un exercițiu de cunoaștere, de autocunoaștere și de cunoaștere în cuplu. Dacă simți că poți asta, te gândești ce am făcut.
de ce s-a purtat așa. Și aștepți să fie dispus să vorbească. Pe de altă parte, dacă eu mă enervez foarte tare, pentru că până la urmă, oricât ai fi de bun specialist în comunicare, oricât ai fi de, nu știu, centrat cu tine, ai momente în care poți să izbucnești sau poți să-ți pierzi răbdarea. Ok, ce ai făcut, ai făcut, hai să vedem ce faci de acolo. Ce faci din momentul în care poate ai rănit pe cineva. Dar exact, foarte corect ce faci, pentru că de multe ori rănim oamenii la care ținem, dar nu știu de ce ne e frică sau ne e rușine sau nu ne ducem să ne cerem iertare. Pur și simplu nu ne comportăm așa ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. De ce fac oamenii asta? Adică de ce nu pot să spună? Știi, îmi pare rău, am avut un moment de slăbiciune, am fost nervos, m-am supărat, îmi cer scuze pentru cum m-am comportat, încerc să nu mai ajung acolo. Pentru că nu știu nici ei de ce fac lucrurile astea. Dacă nu știi despre tine mare lucru, ți se pare normal. Așa ai fost crescut, așa ai fost învățat, este o modalitate a ta de a te apăra, să jignești, să rănești, să acuzi. Ți se pare că ești îndreptățit să faci asta, ba mai mult că celălalt este de vină și că el ar trebui să te împace. Însă, ca să poți să construiești și să crești o relație, nevoie să vezi tu unde ai greșit. Să te gândești dacă partenerul într-adevăr a vrut să te rănească sau dacă doar a fost o percepție greșită sau exagerată de-a ta. Să poți să-ți ceri scuze, să poți să te duci și să explici de ce ai avut reacția respectivă. Și se spune că o supărare sau o vorbă urâtă sau o privire disprețuitoare produce în celălalt o cantitate de cortizol. Și ca să o reglezi, ai nevoie să-i faci 5 aprecieri, să-i spui 5 lucruri frumoase, să faci 5 gesturi frumoase. Deci e și responsabilitatea noastră vis-a-vis de cum îi facem pe ceilalți să se simtă și dacă totuși am făcut-o, să vedem cum putem să reparăm. Pentru că până la urmă asta spun, ai făcut ce ai făcut, bun, ok, motivele le vezi mai târziu, dar dorința de a repara, dorința de a-i fi bine celuilalt, așa îl și face să se apropie și să treacă peste reacția ta, peste furia ta, peste ceva ce nu i-a plăcut. În momentul în care îți dai seama că ești o persoană destul de irascibilă așa, e important să ții un spațiu din relația de cuplu, să nu-l mai ataci pe celălalt sau rămâi în relația de cuplu și încerci să lucrezi la tine, gândindu-te că până unde să poată să te suporte? Da, știi, oamenii de obicei spun, da, știi, eu sunt irascibil, sunt temperamental, așa sunt eu, dar știi că eu de fapt te iubesc și nu sunt așa un om rău și doar m-am enervat acum. De foarte multe ori aud, de asta am spus că e important să te cunoști și să-ți asumi responsabilitatea reacțiilor tale, să nu mai dai vina pe celălalt că el te-a enervat. Ce reflectă din tine faptul că persoana respectivă te-a enervat? Nu există ceva, ceva din mine a reacționat. Da, cunoaște modelul. Dar dacă avem o persoană, știi, o persoană, un partener sau o parteneră cu un tip de atașament evitant, adică în momentul în care eu vreau să pun pe masă o problemă, pur și simplu se închide în el. Cum fac ca să ajung să discut cu omul respectiv, pentru că am senzația că sunt singură de fiecare dată când vorbesc și nu mă vede, nu mă aude, nu-l interesează? Cumva ar trebui să vorbești pe limbajul lui. Fiecare dintre noi avem niște lucruri care ne interesează, niște valori, niște principii, niște priorități. E important ceva pentru mine, am 3 activități importante. E recomandat să mă leg de ele, să văd pe ce limbaj pot să-i vorbesc, pentru că oamenii vorbesc, fiecare pe limba lui, da? Dar cumva pot ajunge la el dacă mă străduiesc să-l cunosc, să văd ce-i place sau ce-l deranjează sau care este zona în care pot să deschid discuție cu el, o să vezi că se deschid, doar că am nevoie de răbdare și să văd cum reacționează el, dacă reacționează la discuții spontane, dacă are nevoie de pregătire pentru discuția respectivă, pe ce fel de subiecte vreau să vorbesc. Oamenii se închid să-mi zic că nu disponibilitate și nu se, știi, simt critică. Pentru că de să zic că e important felul în care spunem, dacă mă duc din spațiul ăla de critică și acuză, în care nu ești bun, în care tu m-ai rănit, în care numai tu faci lucrurile, oricine se închide. Deci e important să creăm un spațiu în care celălalt să se simtă în siguranță, să nu se simtă atacat și să aibă senzația că suntem parteneri, nu că suntem inamicul public numărul 1. Da. Cel puțin femeile au această abilitate de a reproșa, de a-l face pe bărbat să se simtă, nu știu, că nu e suficient de bun, că nu a fost atent. Și oamenii, uneori bărbații chiar se străduiesc, doar că atâta știu și ei și pot în momentul respectiv, fără să ne cunoască foarte bine. Dacă noi nu spunem despre noi, ei n-au de unde să înțeleagă. Noi avem impresia că ar trebui ca ei să ne ghicească gândurile, cum spuneam mai devreme.
și tot îi reproșăm și îi reproșăm și îi reproșăm, el nu mai găsește soluții. Și atunci, ok, iar avem aceeași discuție pe aceeași temă, știm foarte bine că... Nu duce nicăieri. Da? Nu duce nicăieri, eu nu știu să fac altfel, nu sunt bine, am dezamăgit și m-am închis. Și mai bine plec din relație decât să rămân aici unde mă simt neputincioasă. Exact, și chiar dacă nu plec fizic, dar plec emoțional sau mintea mea s-a dus în altă parte și... Dar, apropo de ce ai zis mai devreme, bărbații sunt ființe care răspund în momentul în care tu le faci complimente, îi faci să se simtă bine în pielea lor. Dar femeile au chestia asta, exact cum ai zis. Au tendința să castreze emoțional prin felul în care se, prin felul în care comunică. De ce avem nevoie asta de a-l pune, nu știu, a-l călca pe cap așa în momentul în care ne deranjează ceva? Da, mă gândeam că relația e așa un spațiu în care fiecare ar trebui să creștem și să ne dezvoltăm să descoperim și de multe ori se transformă într-un câmp de luptă în care vrem să demonstrăm că nevoile noastre sunt cele mai importante, că ceea ce ne dorim noi este mai important, că noi avem dreptate și spunem bărbatului sau îi spunem ceea ce nu ne place, ceea ce ne deranjează, ceea ce n-a făcut bine și lucrurile bune pe care le faci le trecem cu vederea, ni se pare așa de la sine înțeles și că nu ar avea nevoie să fie punctate. Ok, nu facem acum niște complimente siropoase de dimineața până seara, dar să punctăm, să mulțumim, să apreciem, să fim recunoscători pentru ce se întâmplă, că nimic nu ne este dat așa, că doar că suntem și că existăm pe planeta asta. Eu îmi amintesc că în familie am văzut exact modelul ăsta. Mama tot timpul critica pe tată. Bine, mă gândesc că ea, fiind casnică, având 3 copii, probabil tot timpul îi făceam noi capul în toate părțile. Și când mai venea și el și mai punea câte o cărămidă la toată treaba asta, izbucnea efectiv, ori se simțea singură, ori se simțea neînțeleasă, dar știu că tot timpul era cu gura pe el și am crescut cu modelul ăsta până mi-am dat seama, nu știu, acum 5-6 ani că nu e ok, dar tot timpul eram pe același model, critică din cauza ta, nevoile mele sunt importante. Exact. Și nici nu realizezi, pentru că ești în acel tipar, așa ai învățat de mic, este felul tău natural de a fi, este modalitatea ta dintotdeauna și nu stai seama că faci lucrurile alea. Și după aceea când realizezi, te trezești că le faci, deși ți-ai dorit să nu le mai faci, dar în prima fază nu știi și te întrebi, oare de ce se întâmplă așa? Pentru că asta ai văzut, preiei de acasă și mai ales fetele de la mame, preluăm foarte, foarte, foarte mult. Exact cum ai zis, că nu știi. Adică eu nu-mi dădeam seama că fac chestia asta și abia când am ajuns într-o relație în care mi-am dat seama că eu, toată lumea mă părăsea. Și dar mă părăsea de ce? Că eu cream mediul în care să fiu părăsită. Da. Când stai toată ziua cu gura pe cineva și nu e suficient de bun orice ar face, normal că pleacă omul. Și la un moment dat am ajuns într-un spațiu în care persoana respectivă a zis, știi ce, eu te blochez și la revedere. Și abia atunci m-am dat seama, dar de ce a ajuns omul ăsta să facă chestiile astea? Adică eu ce am făcut? Că nu-mi dădeam seama. Da. Ce s-a întâmplat? Și abia după ce stai tu și te gândești... Și știi ce e interesant? Că lucrurile pot fi mai subtile de atât. În care nu spui, tu nu faci sau n-ai făcut bine sau nu așa. Mai pui o virgulă undeva. Mai sucești un obiect pe care l-a pus, îl pui invers. Ok, este minunat așa, însă tu faci tot ca tine. Știi? Lucruri din astea așa care aparent n-ar deranja, dar care transmit omului respectiv că nu e suficient de potrivit pentru tine. Și o zi, două, șapte, nouă, până când, ok, nu mai stă, când n-are de ce să mai stea în relația respectivă unde nu se simte apreciat. Dacă avem un partener sau o parteneră care are ca și limbaj de iubire cuvintele de încurajare, iar noi nu știm asta, am întâlnit oameni care au pur și simplu limbajul ăsta și în momentul în care partenerul vine și le pune, cum ai zis tu, câte o virgulă sau le dă senzația că prin vorbe că nu este suficient de bun sau că n-a făcut suficient, pur și simplu îi doare atât de tare încât nu mai vor să continue relația. Și pe de altă parte avem parteneri care, nu știu, nu-și deranjează efectiv critica, intră pe aici, le iese pe aici, adică n-au o treabă. Este asta un sistem de protecție. Știi? Să ajungi la capacitatea de a... Da, și să nu... să blochezi, știi? Bine, vorbim de narcisici și mai departe. Adică să nu consider că te critică cineva, să nu consider că nu, tu ești atât de bun încât nimeni n-ar putea să spună ceva rău despre tine, știi? Adică e un sistem de apărare. Sistem de apărare, da. Dar în momentul în care noi suntem așa, avem un partener care ne critică în continuu, ne punem întrebarea,
am făcut eu ceva greșit, e ceva greșit la mine, sau pur și simplu zicem că el e problema și a trăit cum a trăit în copilărie, a învățat modelul? Păi, știi, oamenii se potrivesc în funcție de tiparele lor disfuncționale. Dacă în copilărie ai fost criticat, judecat, n-ai fost suficient de bun, o să-ți atragi un partener care o să se poarte la fel cu tine și o să stai acolo pentru că ăla este modelul tău de viață. Dacă în copilărie ai fost ascultat, validat, este mai greu să poți să ai, să păstrezi o relație de genul ăsta cu o persoană care nu te apreciază, nu se potrivește. Teoretic nici n-ar trebui să-l atragi în viața ta, dar și dacă ajunge, ai capacitatea să ieși destul de repede din această relație. Dar dacă tu ai ajuns la un nivel de conștientizare de sine foarte mare și pur și simplu se întâmplă să ajungi cu un partener de genul acesta prin faptul că tu te cunoști și te înțelegi, ai capacitatea de a crea un spațiu sigur și pentru el, astfel încât să ajungă la același nivel? Ai putea, dar nu știu dacă ai vrea. Nu știu dacă îți mai bați capul. Da, adică te gândești de ce să fac asta. Nu spuneam, relația e un spațiu în care fiecare vrem să ne dezvoltăm, în care dacă eu am investit suficient de mult în mine resurse, energie, timp, bani, ca să mă cunosc, nu mai simt să fac nu mai rezonez cu persoane care nu se potrivesc cu mine. Pentru că probabil îți crește și stima de sine. Și în momentul în care știi ce ești și ce meriți, nu prea mai e. Da, poți să fii mai tolerant, poți să treci cu vederea anumite reacții, dar să stai într-o relație care nu te satisface din punct de vedere emoțional, alegi să nu stai acolo. Dar vezi că uneori se întâmplă că amândoi să pornească în relație pe picior de egalitate, doar că unul dintre ei ajunge să facă niște cursuri, să se trezească el, să meargă la terapie și cumva evoluează. Se schimbă și partenerul de cuplu sau se schimbă relația, iese din relație? Se spune că atunci când te schimbi tu, se schimbă și lumea în jurul tău, pentru că se schimbă percepțiile tale, se schimbă reacțiile tale, se schimbă emoția. Și da, e indicat în relație să-l aștepți și să-l ajuți și pe celălalt să crească, pentru că nu avem cum să creștem amândoi în același timp și există niște decalaje. Unii reușesc și evoluează împreună, alții evoluează separat și atât de mult încât nu mai găsesc limbaj comun. Sunt relații care se dezvoltă frumos și cresc de la una la altul și sunt relații care la un moment dat se opresc. Deci în momentul în care ne dorim să pornim pe drumul autocunoașterii, e important totuși, dacă ne dorim să avem o relație frumoasă, să ținem cont sau să încercăm să-l aducem și pe partener cu noi. Adică să nu ne ducem noi rachete înainte și apoi să ne dăm seama că... Și să avem răbdare și să nu ne purtăm ca eu acum merg la terapie, eu acum știu, eu acum am descoperit, eu problema acum la tine. Știu mai bine, exact, tu trebuie să faci și tu ceva. Este minunat că ne ducem la terapie, este minunat că reușim să ne cunoaștem mai bine, însă în același timp este și de datoria noastră și chiar o spun așa, de datoria noastră, să fim mai atenți cu partenerul. Dacă noi știm și am descoperit mai multe, să vedem cum putem să facem noi relația să funcționeze, nu să spunem ok, eu știu, tu nu știi, la revedere. Tu ești problema. Exact, da. Adică dacă tot m-am dus și tot știu mai multe lucruri, hai să văd cum pot să construiesc acolo, cum pot să repar lucrurile, cum pot să le fac să meargă, să funcționeze. Din experiența pe care o ai tu până acum, ce ai observat? Oamenii au tendință sau învață în cele din urmă să comunice sănătos în relațiile de cuplu sau dimpotrivă rămân de unde au plecat tot așa până la adânci bătrâneți, cum erau bunicii sau părinții noștri? În funcție de nevoi. Pentru unii nu este primordial felul în care comunică. Pentru că, spuneam, n-au învățat de acasă, n-au fost ascultate părerile lor, au alte nevoi mai importante, nu știu, nevoia de apartenență, nevoia de statut, nevoi financiare. Acolo unde, da, comunicarea ajunge să fie importantă, oamenii reușesc și să schimbe felul în care vorbesc și, în special, cum am spus, pornește de la mine. Nu pot să am pretenția ca celălalt să se schimbe și să facă doar el lucruri pe care eu nu le fac. Practic nici nu știu ce să-i cer. Dacă eu am descoperit că avem o problemă de comunicare, atunci hai să-mi asum responsabilitatea să găsesc și soluții. Să văd cum mă pricep eu să comunic mai bine și în felul ăsta să pot să-l determin și pe celălalt, să vadă în mine un model, să vadă că felul în care eu mă port este de folos relației noastre și să vrea și el să învețe mai mult despre asta, să aibă mai multă deschidere. Am observat oameni care și în public, de exemplu ies cu prietenii sau sunt la o terasă, își fac reproșuri de față cu toată lumea.
e ok să faci asta, îl motivezi să se schimbe pe partener sau dimpotrivă îl faci să aibă senzația că nu mai vrea să fie cu tine? El și vrea și nu vrea, și acceptă și nu acceptă. Cum spuneam, nu-l ține nimeni acolo, nu-l obligă nimeni. Este modul lor de a trăi, este felul lor de a-și consuma relația. Asta nu înseamnă că nu e deranjat și că nu e deranjant și pentru cei din jur. De obicei, reproșurile, dacă tot vrem să le facem, e mai bine să le facem între patru ochi. Și cred că contează foarte mult cum le facem. Pentru că asta e, dacă ajungi să ai o comunicare sănătoasă, să înveți cum să comunici sănătos, poți să-l apropii pe celălalt sau, dimpotrivă, poți să... Reproșul este reproș. Nu, eu nu cred că există critică constructivă. În momentul în care critic, da, numai energia pe care o pun acolo, mai gândul pe care l-am, n-are cum să fie constructiv. Pot să spun ce mă deranjează, pot să spun cum mi-aș dori să se întâmple lucrurile, pot să spun ce mă doare pe mine, pot să spun cum aș vrea, care sunt dorințele mele, care sunt nevoile mele. Așa pot pe celălalt să-l apropii mai mult, așa pot să-l fac să mă audă, să ajungă mesajul la el și în niciun caz prin critică. Nimănui nu-i place să fie criticat, mie nu-mi place. Da, uite, să luăm un caz extrem. De exemplu, nu știu, unul dintre ei a înșelat în relație de cuplu. Ajung ei la concluzia că totuși vor să continue relația. Doar că cel care a fost înșelat tot timpul o să aibă resentimente față de persoana care a înșelat. Cum facem să ne împăcăm cu toate astea și să nu creăm o zonă toxică în care să ne facem rău unul altuia și eu să stau cu el doar pentru că vreau să îi plătesc cu aceeași monedă și stau acolo și taca, 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 până moare, omul face infart. Facem terapie. Da. Facem terapie de cuplu dacă se întâmplă așa. E dureros, e rană, e suferință, e furie foarte multă. Și modalitatea prin care poate fi scosă această furie este prin a face reproșuri. De-aia am spus că e important să mergem la terapie în situațiile astea ca să putem să echilibrăm momentele alea, da, să putem să vedem și să, de ce alegem să continuăm relația și cum o putem face astfel încât să nu devină toxică, să nu devină un spațiu, un mediu în care nu facem decât să ne certăm, în care îmi răscolesc acea amintire, în care deschid acea rană de fiecare dată și pe celălalt îl fac să se simte neputincios pentru că nu mai poate da timpul înapoi, nu știe cum să schimbe, îl fac să se simte dator, să se simtă vinovat, și pe termen lung relația n-are cum să funcționeze. Probabil o să funcționeze din inerție încă o perioadă, după care ori să ajunge înapoi, ori se despart. Da. În momentul în care intrăm într-o relație, e important să spunem tot ce gândim partenerului, pentru că se spune că partenerul trebuie să fie și cel mai bun prieten, persoana cu care putem să ne destăinuim toate secretele sau, știu eu, mare parte din ele. E bine să vorbim despre tot ce avem pe suflet sau e important să mai păstrăm și o doză de mister așa pentru noi? Cred că această, nu știu, comunicare eficientă și relația armonioasă sau această comunicare sau modul în care spunem sau cât spunem partenerului are legătură cu nivelul de conectare și nivelul de încredere pe care l-am în partener. Și dacă de-a lungul timpului am văzut că atât la, nu știu, momentele de bine, dar mai ales în cele în care apar provocări, el reacționează pozitiv la nevoile mele, mă susține, mă încurajează, este alături de mine și nu primesc critică și reproș, atunci devin mai deschis și pot să mă conectez cu el și pot să povestesc cu mai multă deschidere și cu mai multă ușurință. Asta înseamnă și că îmi crește nivelul de intimitate și nivelul de intimitate înseamnă mai bună cunoaștere, înseamnă o susținere reciprocă, încredere reciprocă. Eu cred că poți să spui partenerului ce ai pe suflet sau ce te doare sau ce îți place sau ce te îngrijorează. Contează când, unde, felul în care o spui, tonul pe care o faci, momentul. Și cred că poți să spui atât de mult cât poți să-ți accepti tu lucrurile pe care le spui, să fii responsabil de ele, pentru că dacă tu ai senzația că o să fii, cum ai zis, criticat sau dacă nici tu nu le accepti, e mai greu să-l faci pe celălalt să le accepte. Dacă tu ești responsabil de tot ce simți și ce gândești, eu... Okay. Și dacă ai încredere și tu te simți în, confortabil în relația pe care o ai, te simți susținut, atunci poți să spui și lucruri care poate de care nu ești foarte mândru sau pe care nu știi cum să le rezolvi sau care poate consider că nu te pun într-o lumină bună. De-aia e important să știi cum te raportezi și ce istoric ai cu persoana respectivă, cât de în siguranță te simți în relație.
Se poate schimba o relație și după ani de zile, de exemplu, să zicem că suntem de 10-15 ani împreună, noi n-am știut să comunicăm până acum, am dus relația asta cumva, dar am ajuns în punctul în care am învățat cum înseamnă să comunicăm. Am mers la un curs, printr-o întâmplare am ascultat un podcast, se poate schimba dinamica relației și să devină o relație și mai frumoasă în momentul în care învățăm asta? Da, pentru că oamenii se pot schimba, pentru că oamenii pot să-și îmbunătățească abilitățile, inclusiv cele de comunicare, pentru că relația un organism viu, care și ea evoluează odată cu noi, și relația se poate îmbunătăți, absolut, așa cum relația cu propria persoană și cred că de fapt de aici pornesc lucrurile. Cu cât eu sunt mai bine cu mine, cu cât mă cunosc mai bine, cu cât știu ce mă deranjează, ce îmi place, cu cât învăț moduri în care să mă exprim vis-a-vis de partener, cu atât relația mea va fi una care să-mi placă mai mult și în care să mă simt din ce în ce mai bine. Da, exact cum ai zis. Cu cât eu mă cunosc mai bine, cu atât am posibilitatea să îmbunătățesc. Da. Și să ne mai legăm de un lucru, cum ai zis tu, că oamenii se schimbă. E foarte frumos că ai spus asta, pentru că, într-adevăr, chiar așa este. Oamenii se schimbă în momentul în care au cunoașterea. Pentru că, de multe ori, și eu am fost în situația asta, chiar nu știam că există și altceva în afară de ce am învățat eu până atunci. Mm-hmm. Și normal, în momentul în care ți se deschid ochii și vezi că există și alte metode de a relaționa, de a învăța despre tine, te schimbi automat. Doar că noi zicem că oamenii nu se schimbă niciodată și cred că aici cei mai mulți dintre noi ne pierdem pentru că punem bariera asta, așa o să fim pentru tot restul vieții și nu ne dăm posibilitatea să explorăm viața asta pe care o avem aici. Eu am clienți care spun, vai Mădălina, dar eu n-am crezut că mă pot schimba, dar eu n-am crezut că cineva poate prin discuții să mă facă să gândesc diferit. Da. Oamenii se schimbă, important este motivația pentru ce vor să se schimbe și e fain pentru că poți să-ți faci viața mai frumoasă. Pentru că, da, descoperi, te știi pe tine, vezi cum poți să îți aduci mai multă bucurie. Dincolo de relația cu partenerul, dincolo de relația cu cei din jur, tu cu tine ești bine. Exact. Și asta mi se pare chiar un beneficiu. Știi, spuneam, ok, părinții sunt de vină pentru ceea ce mi s-a întâmplat. Păi, ok, părinții sunt de vină. O parte din vină, dar când ai ajuns la... Exact. Când ești adult, da, poți tu să faci pentru tine. Nu mai poți să aștepți să facă altcineva. Păi pentru că te pui în postura de victimă, ceilalți sunt responsabili, eu, vai de mine, micul de mine, bietul de mine, sunt aici și neajutorat. De-aia și dăm vina pe partener, parteneră. Că eu nu știu, eu nu pot, eu fac totul așa cum trebuie, el e nevoie să se schimbe. Dar cred că modul ăsta de gândire este tot un mod de gândire copilăresc, pentru că da, când erai mic, părinții erau responsabili de starea ta de bine, de fericire. Mm-hmm. Și cumva vii cu aceeași mentalitate și în relația de cuplu și pur și simplu schimbi părinții, îngrijitorii, da, cu partenerul de cuplu și ea de aici, eu sunt, ai grijă de mine. Exact. Și cum spuneai tu de mamă, știi? Da. Că mama îl cicălea pe tata, la fel. Dacă mama dădea vina pe tata pentru tot ce se întâmpla, asta e normalul tău, e naturalul tău. El trebuie să fie responsabil. El și să mă facă fericită. Nici nu-i mai spun cum ar trebui să mă facă fericită, pentru că nici eu nu știu ce m-ar face fericită. El să ghicească. Exact, el să ghicească și atunci să spun că trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru noi, indiferent în ce situație. Nimeni nu e dator să ne facă fericiți, nu e dator să ne facă viața mai frumoasă, pentru că știi ce spune pe ăstea, că îmi caut jumătatea mea mai bună. Nu există jumătatea ta, tu ești întreg. Da. E ca și când efectiv îți transfer puterea la celălalt. El să te facă fericită, el să-ți dea, el să-ți arate, el să facă lucruri pentru tine. Și atunci normal că te și rănește și că te și face să suferi. Exact. Și că dacă iese din viața ta, tu te simți înjumătățită, că n-ai cum altfel dacă așa te-ai raportat la el. Nu, suntem întregi, partenerul completează, partenerul aduce bucurie, partenerul aduce plus. Dar uite și chestia asta, că îmi caut jumătatea. Automat, dacă tu nu ești bine cu tine, o să cauți o persoană la fel, adică care să aibă aceleași lipsuri ca și tine, pentru că vreți să fiți un întreg, nu? Nu o să cauți un întreg care e diferit. Da. Se potrivește pe tiparele tale, exact, nesănătoase. Da. Așa că nu mai căuta jumătatea, caută să fii tu jumătatea ta pentru a deveni un întreg, apoi găsești persoana potrivită. Da, cam așa ar trebui. Sau ar fi recomandat, sau oricum ar fi, să ne cunoaștem noi pe noi, să ne punem lupa asupra noastră și să vedem cum ne putem face. Cum ai spus tu că ai avut o relație, mm-hmm, și în care partenerul ți-a spus, păi gata, eu nu, da, îți dau bloc peste tot. În momentul ăla te-ai gândit, care este vina mea, ce pot, exact, eu să schimb, ce pot eu să îmbunătățesc aici, de ce mi se întâmplă mie la fel? Că spunem,
Și? Încă o dată trăiesc aceleași experiențe, doar că se schimbă oamenii din viața mea. Dar același tip de relație cu același tip de partener și oare de ce? Numai eu n-am noroc, numai mie mi se întâmplă, dar de ce mi se întâmplă doar așa ceva? Dar cum de-i atrag eu numai pe ăștia? Păi hai să vedem cum de-i atragi. Ce din tine atrage persoana respectivă? Modelul pe care l-ai învățat până acum e acela care să atragă persoanele respective, care să aleagă persoanele respective, că noi alegem. Da, de atât de minunat, pentru că se poate schimba acest model. Se poate în momentul în care devii conștient de faptul că alegi greșit. Sau... Da. Dar oamenii cred că ajung să se schimbe în momentul în care suferă suficient de tare încât să-și dea seama nu mai poți să continui în felul ăsta. Da. Abia atunci caut să vezi tu despre ce e vorba. Până când suferința e la un nivel așa de-l poți duce, de asta cred că sunt oameni care ajung la 80 de ani și sunt la fel ca atunci când erau adolescenți ca model de gândire. Pentru că n-au avut ocazia să... Da, doar că acum sunt atât de multe cursuri acum, și se povestește atât de mult și avem atât de multe resurse pe care le putem folosi, încât mi se pare că nu mai avem scuze. Nu mai avem scuze și pe lângă asta, când auzi o informație de mai multe ori, la urmă mi-a ajuns să-ți pui și tu întrebări, bă, da, parcă de prea multe ori am auzit aceeași chestie, o fi adevărat, măcar hai să verific. Da. Apropo de, mă deranjează ceva la partenerul meu, ok, de ce mă deranjează? Ce anume reflectă din mine, cum am zis? Ce buton îmi apasă? Unde fac și eu la fel? Când ai zis asta, unde fac și eu la fel, de fiecare dată văd că sunt oameni care fac aceleași lucruri care îi deranjează la partener, doar că le fac în altă manieră, cu alte persoane sau știu eu. Dar... Dacă nu le-aș face, dacă nu s-ar afla și în mine, nu m-ar agăța, nu m-ar lovi, nu m-ar deranja. Doar pentru că eu bag sub preș, mă duc în umbră cu ele acolo, ca să nu am învățat că nu-i frumos, nu e bine, nu-i politicos, nu se face așa. Da, mi le ascund atât de bine încât eu niciodată n-am făcut asta, dar fix așa facem, doar că într-un alt context, într-un alt spațiu sau sub o altă formă, dar ceea ce produc este aceeași reacție, același efect. Da. Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat, cum am zis, să fii alături de noi astăzi și să împărtășești din tot ce știi tu cu noi, dintr-o parte din tot ce știi tu cu noi. Poate că mai avem ocazia să te avem și altă dată în proiect, pentru că e foarte fain și de ce nu oamenii au nevoie să afle informațiile. Cu mare drag, atâta timp cât pot să transmit o bucățică din ceea ce știu eu și în felul ăsta să putem să avem cu toții relații mai frumoase, să ne bucurăm mai mult de conectarea asta și de bucuria pe care o avem în momentul în care împărtășim viața cu cineva, cu mare drag. Eu mulțumesc pentru că mi-ai dat ocazia. Mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi. Până data viitoare, nu uitați, ați urmărit Loving Podcast.